Astăzi o să încercăm să vă prezentăm câteva dintre sugestiile pe care noi le avem așa pentru agricultura europeană și ne gândim în primul rând la ceea ce se petrece în agricultura din România, adică avem o proprietate privată fermițată, mai ales în Transilvania, și ne gândim ceea ce s-ar putea face, acele nișe de piață pe care noi le-am putea acoperi în acest context european. Astăzi o să vorbim despre perspectivele arbuștilor fructiferi în România. Deci arbuștii fructiferi, ca să putem începe, să zicem noi, un business, o afacere, se poate începe de pe o suprafață mică de teren, având în vedere că sunt niște plante, niște specii care produc deosebit de intensiv. În acest sens o să vă prezentăm astăzi câteva din speciile de arbuși fructiferi și mai întâi trebuie să ne gândim la contextul european al acestor specii, de la cererea arbuștilor fructiferi, cererea de fructe de arbuși fructiferi pe piața europeană. În ultimii 20 de ani cererea de fructe mici pe piața europeană practic s-a dublat. De ce se întâmplă acest lucru? În primul rând datorită unei schimbări de mentalitate, să zicem așa, pe care noi am importat-o de peste ocean. Adică atât, în primul rând, se pune problema pe lângă tratamentele convenționale cu medicamente, la ora actuală foarte mult se discută despre terapiile alternative sau acele complementare și atunci, având în vedere conținutul mare de vitamine, antociani și toate celelalte substanțe active pe care le găsim în fructele de arbuși fructiferi, în ultimii 20 de ani cererea de fructe mici pe piața europeană practic s-a dublat. Un alt avantaj al culturii arbuștilor fructiferi este faptul că ei pot să reprezinte o mini afacere chiar pe suprafețe mici, chiar de la o jumătate de hectar se poate discuta despre o mini afacere de familie. De asemenea, în general, un alt avantaj al arbuștilor fructiferi este faptul că ei încep să intre pe rod foarte repede, deci începând din al doilea an de cultură, deci noi deja realizăm producții economice la arbuștii fructiferi și aceasta ajută ca investiția făcută să fie rambursată imediat. De asemenea, piața de desfacere este o piață în creștere, o piață dinamică, unde cererea de arbuși fructiferi a crescut foarte mult, atât în Europa, cât și în Statele Unite, Canada, Japonia, India. Vedem că România este slab reprezentată în ceea ce înseamnă cultura arbuștilor fructiferi. În primul rând, cel mai mare producător de arbuși fructiferi în Europa este Polonia, dar în același timp aproape toată producția de fructe mici din Polonia este importată de către Germania. Germania fiind unul dintre cei mai mari producători de sucuri naturale, de produse naturale, de gemuri, de siropuri, de tot ce se produce din aceste plante. Astfel că o bună parte încă din piața europeană rămâne descoperită. Problema arbuștilor fructiferi este că ei pot valorifica foarte bine terenurile care sunt în Transilvania, în special, adică foarte bine aceste terenuri ușor acide, iar dintre principalele specii pe care noi le sugerăm că pot să fie cultivate, coacăzul negru, mai puțin coacăzul roșu, zmeurul, murul și afinul. Celelalte specii, eu le-aș numi specii minore, se discută mult despre ele, dar cererea încă este destul de limitată pe piață. Deci principalele specii sunt cele pe care le vedeți dumneavoastră și în principal aș vrea să mă refer puțin la cultura coacăzului negru și la cultura zmeurului.